Un băiat de 13 ani a luat mașina familiei și un prieten de 12 ani în dreapta și a făcut un accident grav în zona lacului Străulești. Au fost jocniri violente între protestatari și jandarmi la mitingul antivaccinare de la Ministerul Sănătății. O persoană s-a urcat pe clădire și este și acum acolo. Polițiștii din Timiș caută de mai bine de 24 de ore un bărbat care are pe numele lui mandat de extrădare în Germania. Suspectul a scăpat de filtrul poliției, chiar și cu focuri de avertisment. Andreea Berecleanu vă prezintă Focus. Doamnelor și domnilor, bună seara! Au fost ciocniri violente între protestatari și jandarmi la mitingul antivaccinare de la Ministerul Sănătății. Un bărbat s-a urcat pe clădire. Jandarmii spun că participanții au fost îndemnați să blocheze accesul în instituție. La Ministerul Sănătății este și colegul meu, Cristi Cosmaciuc. Cristi, te ascultăm! Bună seara, Andreea, bună seara tuturor. Da, iată că protestul este departe de a se termina. Mulțimea, deși nu mai este la fel de numeroasă ca la început, la ora 11, când au debutat manifestațiile, e în continuare la fel de vocală, de gălăgioasă. Oamenii continuă să scandeze împotriva vaccinării, împotriva ministrului Alexandru Rafila, în timp ce afișează banere cu diferite teorii conspiraționiste. Jandarmii au trebuit, într-adevăr, să fie mereu în alertă, deoarece au existat momente în care protestatarii au arătat comportamente ostile, ba chiar la un moment dat au devenit agresivi și cu presa, au flancat doi jurnaliști în mulțime și au încercat să le blocheze, să le saboteze filmările unora dintre ei. Un bărbat, iată, se vede acum și în imagine, s-a urcat la un moment dat acum câteva ore pe clădirea ministerului, la primul etaj și refuză momentan să coboare. Oamenii au autorizație pentru protest până la ora 23 și pare că vor rămâne aici până la ora respectivă, până aproape de miezul nopții. Protestul ar fi organizat de un partid politic, iar revolta oamenilor de aici ar fi pornit de la Strategia Națională de Vaccinare, proiect prin care cei de aici sunt convinși că Ministerul Sănătății va impune vaccinarea obligatorie. Ministerul Sănătății a fost luat cu asalt de sute de protestatari care se opun vaccinării obligatorii. Publicarea Strategiei Naționale de Vaccinare a stârnit revoltă în rândul mai multor oameni, iar simpatizanții Partidului Aur au ieșit în stradă în mai multe orașe din țară. Un protestatar s-a urcat chiar pe clădirea Ministerului Sănătății, susținut de scandările mulțimii. Alexandru Rafila spune că demonstrațiile sunt cauzate de o dezinformare și că vaccinarea nu va deveni obligatorie. Asigur că majoritatea celor care sunt aici, pentru că sunt multe persoane în vârstă, au fost vaccinate în copilărie. Mi s-a părut că ar fi fost intoxicați. Principiile de bază se referă la asigurarea dreptului tuturor cetățenilor, a dreptului, nu a obligației, de a opta. A opta înseamnă o chestiune opțională pentru utilizarea vaccinurilor în vederea menținerii sănătății. De asemenea, printr-o informare corectă, să creștem gradul de conștientizare legat de utilitatea vaccinării. Deși a protestat împotriva vaccinării obligatorii, liderul AUR, George Simion, a recunoscut totuși în emisiunea Proiect de Țară România de la Prima News că el își va vaccina copiii. Sunteți tineri, veți avea copii? Doamne ajută! Doamne ajută! Ce faceți? Îi vaccinați? Da, am spus că da. Și nu avem nicio problemă cu asta. Și atunci un pic de contradicție. Îi recomandați sau nu recomandați vaccinarea? Să fie pentru toată lumea această metodă de apă. Ministrul vrea doar ca cei expuși la un risc mai ridicat de îmbolnăvire să aibă acces mai ușor la vaccinuri. România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește imunizarea copiilor, iar procentele sunt în scădere de la an la an. După pandemie, încrederea românilor în vaccinurile pentru copii a scăzut cu 10%, arată UNICEF. De exemplu, în cazul vaccinurilor împotriva rujeolei și rubeolei, rata imunizării a ajuns anul trecut la 83%. Ceea ce înseamnă că au fost 32.000 de copii
nevaccinați. Într-un clasament general în ceea ce privește vaccinurile împotriva difteriei, tetanusului și tusei compulsive, România se află pe locul 5 de la coadă la nivel mondial, cu un procent de numai 68%. Avem posibilitatea să vaccinăm persoanele care sunt suferinde de boli cronice, în care intră diabet zaharat, imunodeficiențe, boli, pacienți cu probleme de sănătate grave, a căror îmbolnăvire în absența vaccinării poate duce la decompensarea bolii de bază, la complicații extrem de severe și, din păcate, la deces. O femeie care este la vârsta de 18-45 de ani va avea o compensare parțială pentru vaccinul HPV. Adolescenții, fete sau băieți, până la 18 ani, gratuit. Adică compensare integrală. Pentru ca riscul anumitor epidemii să fie eliminat, România ar trebui să ajungă la o rată de vaccinare de 95%. Alexandru Rafila spune că cei nevaccinați vor fi protejați suplimentar pentru a nu naște o epidemie. Copiii nevaccinați, în cazul existenței unui focar epidemic într-o școală, sunt protejați prin izolare la domiciliu pe durata evoluției acelui focar. I-am vaccinat și băieții noștri își vor vaccina copiii de asemenea, pentru că am înțeles sistemul în care funcționează vaccinarea și care este relevanța lui într-un plan mai larg. Sunt necesare, speranța de viață a crescut pentru că au apărut vaccinurile și asta la nivel mondial. Nu cred că vreau să ne întoarcem în secolul XIX, în care aveau oamenii 11 copii cu speranța că va supraviețui unul. Eu mi-am vaccinat copilul cu toate vaccinurile. Acum se pare că e un trend în care cele mămicile tinere nu mai vor să vaccineze, dar nu există nicio explicație logică. Strategia națională de vaccinare se întinde pe o perioadă de 7 ani, iar în prezent a fost lansată în dezbatere publică. Tânăra care și-a ucis cea mai bună prietenă și a aruncat trupul într-un parc din Mangalia a fost supusă unor expertize psihiatrice. Anchetatorii vor să afle dacă avea discernământ când a comis crima. Ce anume le ridică suspiciuni, aflați imediat la știri. Accident grav produs de un minor în apropierea podului Străulești din capitală. Un puș de doar 13 ani care a furat mașina părinților a pierdut controlul volanului și era să cadă cu mașina în lac. Mai grav este că în dreapta se afla tot un minor în vârstă de doar 12 ani. Ambii au ajuns la spital, iar martorii spun că doar o minune a făcut ca ei să scape cu viață. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Era ora 6 când băiatul, în vârstă de doar 13 ani, a decis să plece într-o aventură care îl putea costa viața. A decis să fure mașina tatălui său și împreună cu un prieten, în vârstă de 12 ani, au plecat cu mașina la plimbare. Destinația nu a fost însă cea dorită, așa că la scurt timp au fost la un pas să cadă cu mașina în lacul Străulești. În această curbă, băiatul a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în coliziune cu un stâlp de iluminat pe care l-a și dărâmat. Ulterior a fost acroșat în gardul de pe marginea lacului, acolo unde a și rămas suspendat. Cel care a sunat la 112 a fost un șofer de autobuz care a văzut întreaga scenă. Primul coleg care a venit la fața locului, am înțeles că el a anunțat salvarea, poliția. A ajuns la câteva secunde după ce s-a întâmplat treaba. Mă mir cum de-au scăpat. La cum arăta un stâlp de ăsta de beton dărâmat, făcut țândări, mașina țândări. Nu știu cum de-au reușit să scape. Era mașina suspendată pe balustradă aceea. La fața locului au ajuns imediat polițiștii, salvarea și echipajele de descarcerare. Traficul a fost deviat în zonă timp de mai multe ore, iar cetățenilor li s-a pus la dispoziție o altă linie de autobuz pentru a putea ajunge la destinație. Am fost anunțat la dispecerat să deviem. Ne ducem la Dridu, să nu mai venim încoace, că deja era în Balamoc. Aici au fost 3 colegi care au stat vreo 2 ore și ceva, 3 ore aici, că nici nu puteau să treacă. Erau până în locul evenimentului, ca să zic. Cei doi copii au fost duși la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu. Ei sunt acum în afara oricărui pericol. Șoferul mașinii a prezentat doar câteva escoriații și în urma investigațiilor nu s-a decelat nicio leziune și a plecat la domiciliu. Iar cel de 12 ani acum prezintă fracturi de ambe oase ale gambei și a rămas internat pe secția de ortopedie. Șoferul minor a fost testat și cu aparatul alcool test, iar rezultatul a fost 0. Polițiștii fac în continuare cercetări în acest caz.
Polițiștii din Timiș sunt în continuare în alertă și încearcă să dea de urma bărbatului care a fugit ieri de la un filtru de circulație. Pe numele individului există un mandat european de reținere în vederea extrădării în Germania, unde este căutat pentru săvârșirea unor infracțiuni. Astăzi, în spațiul public, au apărut imagini în care se vede cum polițiștii, în timpul urmăririi, folosesc armamentul din dotare și trag un foc de avertisment, dar șoferul fugar nu se oprește. Ovidiu Vărădeanu ne dă mai multe amănunte. Ovidiu, bună seara, te ascultăm! Bun găsit! În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum unul dintre echipajele de poliție care urmăreau limuzina bărbatului ce nu a oprit la semnalul agenților reușește să blocheze autoturismul fugarului cu autospeciala. Agenții se dau jos și încearcă să deschidă ușa limuzinei, moment în care șoferul fugar manevrează cu spatele mașina și încearcă să scape, trecând razant pe lângă unul din cei doi agenți, o femeie care încerca să-l oprească. În acel moment, colegul de echipaj trage cu pistolul, dar individul nu se oprește. Polițiștii se urcă înapoi în mașină, iar urmărirea continuă. După câteva minute bune de goană pe străzile orașului, șoferul a reușit să intre în curtea unei case ce aparținea unor rude, după care a fugit mai departe pe jos. Oamenii legii au înconjurat casa și după mai multe negocieri cu proprietarii locuinței au verificat-o, dar fără succes. În cazul fugarului, în vârstă de 35 de ani, polițiștii vorbesc de fals privind identitatea și înșelăciune, acestea fiind infracțiunile pentru care, pe numele bărbatului, există un mandat de extrădare în Germania. Atât deocamdată de aici. La revedere! A fost panică în această dimineață într-un hotel din Băile Felixe din cauza unui incendiu puternic izbucnit într-una din camere. Peste 500 de oameni au fost evacuați sau au ieșit singuri din clădire, cei mai mulți pe scara de incendiu. Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale care le-au fost acordate la fața locului. Incendiul a început în jurul orei 9, într-o cameră tehnică de la etajul 3 și a luat prin surprindere pe cei 588 de oaspeți ai hotelului. Majoritatea abia se treziseră. Panicați, mulți dintre ei au fugit pe scările de incendiu. La fața locului au fost trimise de urgență mai multe autospeciale de pompieri și ambulanțe. A fost declanșat și planul roșu de intervenție, având în vedere numărul mare de oameni aflați în hotel. Primele echipaje au acționat în interiorul hotelului prin mai multe binoame de stingere, reușind lichidarea incendiului într-un timp foarte scurt. Pompierii spun că intervenția lor a fost ușurată de angajații hotelului. Când am ajuns noi, incendiul deja era oarecum ținut sub control, nu în totalitate de către oamenii care erau. Deci dacă urcăm acum la etajul 3, o să vedeți că pe hol sunt o grămadă de stingătoare de incendiu pe care angajații de la hotel le-au consumat până la sosirea noastră. Doi oameni au ajuns la spital. Au fost evaluate cu probleme medicale 11 pacienți, dintre care 6 intoxicați cu fum, intoxicații de diferite grade, 4 atacuri de panică și un pulseu hipertensiv. Pompierii încearcă acum să afle cu exactitate cauza declanșării incendiului. Tânăra care și-a ucis prietena într-un hotel din Saturn a fost supusă în această dimineață unor expertize psihiatrice și medico-legale. Anchetatorii vor să afle astfel dacă aceasta a avut sau nu discernământ în momentul în care a comis crima. Loredana a fost condusă de polițiști la IML Constanța și apoi la clinica de psihiatrie de la Palazul Mare. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Loredana, regres ce ai făcut? Regres ce ai făcut prietenei tale? La prima oră, Loredana, fata care și-a ucis prietena, a fost scoasă din arestul poliției Constanța și dusă în fața examinatorilor legiști. Fata are rând pe corp, iar procurorii vor să știe dacă provin din lupta cu victima sau au altă origine. A fost examinată medico-legal din punct de vedere fizic pentru a se constata și a se stabili dacă leziunile pe care le deține pe corp, mai exact pe mâini, pe față, pe spate, sunt ca urmare a agresiunii reciproce cu victima după ce a înjunghiat-o. Lupta a fost dată pe întuneric, și agresoarea și victima au răni și trebuie stabilit care de unde provin. De la Institutul de Medicină Legală, apoi fata a fost dusă la clinica de psihiatrie de la Palasul. Acolo urmează o expertiză psihiatrică. Acest al doilea examen medico-legal urmează să ateste dacă inculpata la momentul săvârșirii faptei avea suficient discernământ sau dacă avea dinainte o boală care să fi fost impulsul pentru comiterea unei asemenea fapte de o gravitate deosebită.
În urmă cu aproape două săptămâni, Loredana și-a ucis prietena, pe Alina, în camera de hotel în care locuiau împreună. În noaptea tragediei, fetele s-au certat, iar Loredana și-ar fi ieșit din minți și s-ar fi năpustit asupra prietenei sale cu un cuțit. Apoi a înghesuit-o într-o valiză și a abandonat trupul sub o bancă din parc. Mai mulți marinari români au scăpat ca prin minune de atacul cu drone din porturile ucrainene Izmail și Reni. Mărturiile lor imediat la știri. După ce 70 de elevi de la Colegiul Gheorghe Șinca s-au ales cu lucrările anulate chiar și la jumătatea probei de română de la BAC, inspectoratul vine acum cu un răspuns. Anularea lucrărilor și rescrierea acestora au constituit o oportunitate pentru candidați, scrie în documentul care îi revoltă deopotrivă pe absolvenți, părinți și profesori. Nicio sancțiune nu a fost anunțată față de președintele Comisiei de Examinare. În jur de 70 de lucrări anulate pentru că absolvenții au scris prepoziția D pe un rând diferit și o elevă descălțată și obligată să dea examenul în ciorapi pentru că purta pantofi sport cu inscripții considerate cărticele de comisie. Este rezumatul situației de la Colegiul Gheorghe Șinca din București. Ministerul Educației anunța atunci anchetă. Pentru că nu a fost comunicat niciun rezultat, președintele Consiliului Părinților a cerut un răspuns de la minister și inspectorat. E un non-răspuns. De fapt, inspectoratul nu spune nimic. Sau, prin acest non-răspuns, mesajul este că nu există niciun fel de probleme la prima sesiune de bacalaureat din acest an la Șincai. S-a apreciat că în condițiile în care candidații au putut rescrie lucrările până la finalizarea timpului alocat probei, aceasta a constituit o oportunitate pentru candidați, deoarece depistarea semnelor distinctive ar fi dus la posibila anulare a lucrărilor la nivelul centrelor de evaluare, fie în răspunsul inspectorului școlar general. Nu sună bine acest răspuns. Din punctul meu de vedere este un răspuns neglijent și mă uimește. S-au bazat pe faptul că a trecut bacul, copiii au luat bacul, însă nu poate să mă convingă nimeni că acești copii n-ar fi luat note mai mari la limba română decât au luat. Nicio sancțiune nu a fost anunțată. În România funcționează vorba aia veche românească, corb la corb nu scoate ochii. Adică nu m-aș fi așteptat ca să existe niște sancțiuni la adresa celor responsabili sau măcar stabilirea unor responsabili față de situația asta. La finalul documentului scrie că s-a propus elaborarea unor proceduri prin care să se poată acorda timp suplimentar pentru redactarea lucrărilor de către candidați, dacă aceștia solicită. Cazul meu care am reușit să finalizez lucrarea tot nu înseamnă că i-au procedat corect și din păcate mi-a fost anulată șansa de a obține o notă maximă. Putem doar să sperăm că lucrurile se vor schimba pentru următoarele generații, iar noi o să continuăm procedurile legale începute deja. La examenele naționale suntem martorii unui lung șir de subiectivități, spun experții în educație. Este subiectivitatea unui membru al Comisiei de Bacalaureat, subiectivitatea șefului unei Comisii de Bacalaureat, subiectivitatea unui corector sau altuia sau a șefului Comisiei de Corectură. Odată cu aplicarea, să spunem, a legii noi, care spune că în 2026-2027 toate examenele vor fi digitalizate, nu doar corectura, ci și examenul va fi digitalizat, atunci vom scăpa de aceste subiectivități și atunci notele lor vor fi niște clasamente mai corecte. Reprezentanții inspectoratului școlar nu ne-au oferit un punct de vedere. 4200 de blocuri din București, adică aproape jumătate, n-au apă caldă de la începutul lunii. Motivul? Centrala care deservește sudul și estul orașului Cetsud a intrat în revizie. În plus, a apărut și o avarie majoră la releul căminului, adică nordul, care deservește sectoarele 2, 3 și 4. Conductele aveau o vechime de 50 de ani și mare parte dintre ele au fost schimbate, așa că pe 20 august vine apa caldă. Pentru cei ce locuiesc în sectoarele 2, 3 și 4 din capitală, dușul cu apă rece a devenit o obișnuință. Apa devine caldă doar cu ajutorul aragazului sau a soarelui pentru cei mai inventivi dintre cetățeni. Apa cât de cât în... De apă caldă și ne spălăm, că n-avem ce să facem. Prin acest punct de termoficare, pe timp de iarnă trec 10.000 de metri cub de apă caldă pe secundă. Reparațiile care se fac acum la căminul releului ar trebui să le asigure o iarnă liniștită locuitorilor celor 3 sectoare ale capitalei. Căminul releului este unul dintre cele mai mari obiective ale rețelei de termoficare, având o suprafață de 180 de metri pătrați. A fost inaugurat în 1968 și de atunci s-au făcut foarte puține modernizări. Inclusiv structura de rezistență este puternic afectată și reprezintă un risc constant pentru angajați. Au
au fost complicate lucrările pe care le-ați efectuat aici? Da, au fost complicate, dar noi mai făcut lucrări și mai complicate. Și este o leacă de experiență. Au fost înlocuite conducte, vane și pe alocuri s-a întărit și structura de rezistență. Primele zile au fost cele mai complicate pentru angajați. Care e cel mai dificil moment atunci când intervine o astfel de avarie? Prima dată când vezi, când ochiul spare, pe urmă, repede pe parcurs te deprinzi cu toate astea. Până nu vezi, până nu pui mâna, nu simți lucrul ăsta, nu poți să apreciezi. Inițial, lucrările erau preconizate a se termina pe 11 august. După constatarea de la fața locului, termenul s-a prelungit până pe 20. Țevile vor continua să fie înlocuite, dar fără a afecta furnizarea apei calde. Lucrarea a durat destul de mult, că întâi au trebuit să refacă, când au intrat, să refacă parțial structura de rezistență. Urmează, începând de azi, să se introducă apă în conducte. Sperăm ca 20 să fie termenul în care populația o să aibă apă. Deși vădit nemulțumiți de lipsa apei calde, oamenii s-ar bucura dacă totul ar funcționa bine pe timp de iarnă. Îngăzim apă și ne spălăm la ibric. La ibric, ce să facem? Dacă se rezolvă pe timp de iarnă și vom avea căldură și așa, da, se merită sacrificiul. Angajament pe care directorul Termoenergetica nu evită să și-l asume. În plus, promite că în verile următoare, locuitorii din estul capitalei nu vor mai trebui să treacă prin același lucru. O țeavă schimbată asigură o presiune mai bună, asigură un debit mai bun. Cu siguranță vom avea mai puține zile cu probleme în iarna care urmează, vom avea o iarnă mai bună decât iernile precedente. Potrivit Primăriei Capitalei, din 2020 până în prezent, au fost reabilitați aproape 90 de kilometri de rețea de apă caldă. Portul Constanța se îndreaptă spre un nou record de trafic în acest an după ruperea acordului transportului cerealelor în Marea Neagră. Astfel, traficul total a crescut cu 10% până acum, iar la cereale creșterea este de 25%. La porțile de intrare în port se formează sistematic cozi de camioane care se întind pe mai mulți kilometri, iar șoferii sunt nevoiți să aștepte zile întregi ca să-și poată descărca marfa. Mai nou și porturile Galați și Brăila au devenit interesante pentru armatori care cer informații cu privire la capacitățile și posibilitățile de depozitare a cerealelor dinspre Ucraina. În primele 7 luni ale acestui an, traficul total de mărfuri a atins 49 de milioane de tone, față de 45 de milioane de tone în aceeași perioadă a anului trecut. Din traficul total, traficul maritim este de 38 de milioane de tone, iar cel fluvial de 11 milioane. Creșterea de trafic înregistrată de la începutul anului este de 10%, evoluția de până la acest moment confirmând faptul că portul Constanța se îndreaptă spre un nou record de trafic în anul 2023. Traficul de cereale a totalizat în perioada analizată 19 milioane de tone, creșterea fiind de 25% față de anul trecut, după ce Rusia a decis să renunțe în iulie la acordul ce asigura Ucrainei un coridor securizat pentru transportul cerealelor sale din 3 porturi ucrainene de la Marea Neagră. Constanța a devenit cea mai mare rută alternativă de transport maritim. De la începutul războiului, portul român a gestionat deja o treime din exporturile de cereale ale Ucrainei. Anul acesta suntem mai pregătiți decât în anul trecut, iar cu investiții și cu măsurile organizatorice pe care le adoptăm, vom fi în situația să fim mai bine pregătiți, într-adevăr, decât am fost în anul precedent. Cozi de zeci de tiruri se formează sistematic la intrarea în portul Constanța, mai ales la porțile dedicate transportatorilor de cereale. Mașinile staționează pe banda de urgență a autostrăzii A4, în zona Agigea, dar cozile continuă și în incinta portului. În ultimul an, compania noastră a investit circa 3 milioane de euro într-un nou punct de descărcare pentru barje, pentru că ne așteptăm la flux mai mare de cereale pe barje. Noi putem descărca până la 40.000 de tone pe 24 de ore și putem încărca în nave până la 60.000 de tone pe 24 de ore.
Administrația Portului Constanța pregătește o aplicație informatică de rezervare a spațiilor de încărcare-descărcare pentru traficul rutier de camioane, Ticket Management System. Tot pentru fluidizarea traficului și eficientizarea activității în port, se va implementa sistemul de cântărire dinamică a tirurilor care intră în port. Și portul Galați a devenit interesant pentru armatori, după atacurile împotriva porturilor dunărene ucrainene Ren și Izmail de pe 16 august. Am constatat că, cel puțin la acest nivel, la acest moment, există doar un interes crescut pentru a fi informați cu privire la facilitățile și la capacitățile de depozitare a cerealelor dinspre Ucraina. În aceeași manieră, sunt interesați și de portul Brăila. Deocamdată, însă, fluxul de cereale din Ucraina și România prin porturile dunărene ale Companiei Naționale Administrație a Porturilor Dunării Maritime este la același nivel ca anul trecut. Incendiile de vegetație au pârjolit milioane de hectare anul acesta în întreaga lume și au luat sute de vieți. În Hawaii, bilanțul tragediei a ajuns la 110. Localnicii îi blamează pe oficialii insulei că tragedia putea să aibă alte proporții dacă se activau sirenele de avertizare. Autoritățile spun însă că sirenele sunt folosite doar pentru tsunami, iar activarea lor ar fi provocat și mai mult haos. În Tenerife, incendiul a căpătat proporții uriașe în ultimele 24 de ore, iar pompierii fac față cu greu situației. Iar în Canada sunt acum peste 1000 de incendii de vegetație. Cel mai recent izbucnit a dus la evacuarea câtorva mii de oameni. Salvatorii caută fără încetare victime în insula Maui, transformată în scrum. Cel puțin 1000 de oameni sunt dați dispăruți. Blamate de localnici că nu i-au avertizat cu privire la dezastru, autoritățile au explicat decizia de a nu activa sirenele. The sirens, as I had mentioned earlier, is used primarily for tsunamis. Had we sounded the siren that night, we're afraid that people would have gone malka. And if that was the case, then they would have gone into the fire. Șeful serviciilor de urgență din Maui a adăugat că protocolul pentru incendii a prevăzut trimiterea de mesaje și alerte pe telefoane și anunțuri la televiziuni și radiouri. Din cauza apelor de curent, alertele nu au ajuns la oameni. Oamenii privesc cu deznădejde către viitor și nu au speranță nici după ce președintele american a anunțat că va vizita zona. We'll see it when he comes. We'll see it when he doesn't. We'll see it when he helps. A lot of talk have been going on for years and years and years. And this is just what it is, just still talking. Mulți localnici se tem că spiritul autentic hawaian va dispărea. Străinii bogați vânează terenurile de pe insulă, spun ei, mai ales după incendii. Because there's investors trying to come in and steal up properties and do whatever, I mean, outside investors, not, I mean, and taking advantage of these people that are low. În total, peste 2000 de locuințe vor trebui reconstruite. În același timp, în Tenerife, incendiile de vegetație sunt scăpate de sub control. Autoritățile din insulă au impus stare de urgență, după ce incendiul s-a extins pe mai mult de 2000 de hectare în numai 24 de ore. Ar putea fi vorba de cel mai devastator incendiu de vegetație din Tenerife din ultimii 40 de ani. Ajutați de 13 elicoptere, 150 de pompieri încearcă să stingă flăcările. În jur de 5000 de români trăiesc pe insula din arhipelagul Canare. Canada este și ea mistuită de flăcări. Peste 1000 de focare de incendiu sunt active. Cel mai recent a izbucnit în capitala Teritoriilor de Nord-Vest, în Yellowknife. Locuitorii din patru zone de risc major ale orașului, care are 20.000 de locuitori, au primit ordin de evacuare. There is a possibility that without rain, the fire reaches the outskirts of Yellowknife by the weekend. It is approaching, but there's time to complete the community evacuation. Canada se confruntă cu incendii de vegetație record anul acesta. Peste 13 milioane de hectare au fost pârjolite, iar autoritățile se așteaptă ca incendiile să continue până la toamnă. Mai mulți marinari români au fost prinși în atacul cu drone din porturile ucrainene Reni și Izmail. Vorbesc acum despre momentele în care și-au dat seama cât de aproape este pericolul. Ucraina și SUA spun că aceste atacuri sunt o încercare a Rusiei de a crea o criză alimentară globală.
Alex Moraru este unul dintre marinarii care a trăit spaima atacurilor din portul Ismail. Era pe navă alături de alți colegi români când a început atacul cu drone. Din fericire, nimeni dintre ai lui nu a fost rănit. Aici, la Ismail, a fost liniște, doar niște alarme aeriene. Nu, ne-am speriat, a fost liniște, toată lumea a fost bine. Ramonul nu s-a schimbat, adică mă sunt salvat. Navele care încarcă aici, sub pavilion străin, sunt obligate noaptea să iasă în ancoră. Navigația nu cred că a fost închisă, dar în schimb s-a oprit temporar încărcarea navelor cu seriale. Un atac asupra securității alimentare globale, așa descrie președintele Volodymyr Zelensky decizia Rusiei de a ataca porturile. Ce? Російські терористи знову вдарили цілеспрямовано по нашим портам, по тій нашій інфраструктурі, яка задіяна в гарантуванні не нашої, а спільної світової. Російський удар по ним – це удар по світових продовольчих цінах, це удар по соціальній та політичній стабільності в Африці, в Азії. Statele Unite cer Rusiei să revină în acordul privind exportul de cereale. United States condemns Russia's continued attacks on Ukrainian grain infrastructure and calls for Russia to immediately return to the Black Sea grain initiative. De pe front apar în continuare imagini greu de privit. Mai mulți militari au scăpat miraculos cu viață după ce Humvee-ul în care se aflau a fost lovit de o rachetă. În Bolivia, căței și pisicile au parte de o slujbă specială de binecuvântare. În ziua San Roque, patru petele sunt tratate regește, iar la slujba apar ca și scoase din cutie. Le vedem imediat după publicitate. Eu vă aștept. Îmbrăcați la patru ace, numeroși căței și pisici au participat la o liturghie specială pentru a primi binecuvântarea în ziua San Roque, cel care este protectorul animalelor. Proprietarii animalelor s-au bucurat și ei de slujbă și s-au rugat pentru ca prietenilor necuvântători să fie ocrotiți de boli. De la sport mergem la meteo. Colega mea, Georgia Pietranu, ne aduce toate informațiile despre vreme. Georgia, te ascultăm. Bună seara! Bună seara, Andreea! Bună seara tuturor! Mâine vremea se menține călduroasă, caniculară în sud și sud-est. Stresul termic va fi accentuat în vest, în sud și în sud-vest, iar după amiaza și seara vor fi averse cu descărcări electrice în partea de vest, nord-vest, în centru, dar și la munte. Ploile vor lăsa în urmă izolat peste 20-25 de litri pe metru pătrat. În sudul Dobrogei, vântul o să fie activ. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 și 35 de grade. Acestea au fost informațiile despre vreme, însă cu detaliile pe larg vă aștept după Focus Sport. Andreea. Georgia, mulțumesc, doamnelor și domnilor. Jurnalul se încheie aici și le noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Imediat un nou episod din Cooking Show-ul Mama mea gătește mai bine. De la 23, The Sniffer este pus să aleagă între viață și moarte. Pe Prima News, de la 20, Andrei Gheorghe și Costi Mocanu întorc pe toate fețele evenimentele zilei la Talk News. Să aveți o seară frumoasă!